Doamnelor și domnilor, din studiourile din Crângaș, vă prezentăm The Casual Friday Podcast cu Alin Florescu și tânărul Sergiu. Podcastul ăsta e despre orice. Și podcastul ăsta are de toate. Salut și bine ați venit la Casual Friday Podcast. Sunt aici cu cel mai tânăr om în viață, tânărul Remus. Ce faci, Remus? Salut, bine, tu ce faci? Voiam să spun că mi s-au anulat foarte multe chestii în ultima vreme și nu mai podcasturi, mi s-a anulat concursul la care, cum spuneam și data trecută, ați rupt? Am rupt, pe lângă faptul că am rupt, da, asta e ok, am rupt, dar s-au depus, adică nu neapărat am depus, dar s-au depus eforturi supraomenești pentru pregătire, pentru, cum să zic, antrenament, pledoarii interne, pledoarii externe, toate chestiile de genul, și s-a anulat, înainte s-a anulat concursul de la Hong Kong, că na, China, dar acum s-a anulat și Viena, știi? Și na, nu prea aveau cum să-l țină, că practic s-ar fi strâns vreo 300 și ceva de echipe. N-aveai unde să le bagi pe toate, să fie ok, îți dai seama. În niciun caz. Da, și s-a anulat aia. Trebuia să merg la o conferință la sfârșitul martie în Germania, în Trier. Probabil că se anulează și aia, nu văd. La sfârșitul lui martie? Da, nicio peste șansă. Două săptămâni. Ia-ți gândul. Mi-au gândul și de la aia. Săptămâna asta trebuia să vină doi oameni la podcast. Nu mai vin nici ea. Asta e cam extrem, mă gândesc. Bă, cred că, adică ok, nu e ca și cum, adică unul dintre ei e antrenorul meu de jiu-jitsu, care oricum e cu noi acolo, ne respirăm același aer, ne dăm aceleași coate în gură, chestia asta, adică n-are cum să nu vină din cauza asta, dar nu mai are chef, că îți dai seama. Asta e altceva. Nu, da, gândește-te cât de nasol e pentru o sală de jiu-jitsu chestia asta, știi? Că, adică, na, ne zicea în timpul antrenamentului că, bă, da, bă, nu vă respirați în față. Nu, dar ne zicea la modul că, bă, da, să vedem dacă avem cu ce să plătim chiria luna asta. Că... Mamă. Nu, dar la modul ăsta sunt foarte multe business-uri care efectiv nu își permit să plătească chiria o lună gratis. Nu își permit coronavirus. Da, situation. Exact. And, stuff happens. Bă, da, trăim vremuri interesante, adică, na, cumva we didn't listen, știi? Bă, nu e ca și cum dacă am fi ascultat, am fi putut face ceva în sensul ăsta. Adică e o chestie... Na, care mi se pare că chestia asta o să ne ia mult mai prin surprindere decât de am fi așteptat acum câteva săptămâni. Adică deja efectele economice ale crizei astea se văd cam lăște. Da, adică ți-am zis, nu e virusul neapărat atât de periculos pentru viața umană în ansamblul său, ci impactul economic, pentru că dacă statul nu te mai lasă să faci activitatea X, toate chestiile care depind de activitatea X pică și se produce un efect de domino și toată lumea suferă până la urmă, știi? Și nici nu poți, e ok, dacă eu, nu știu, trebuie să sunt zidar și trebuie să zidesc și nu pot să zidesc că sunt răcit sau asta... Vine la mă, dă în judecată că, bă, de ce nu zidești, trimite pe altcineva dacă nu poți să zidești tu și câștigă, știi? Ei, dacă există coronavirus și există o dispoziție legală care ți interzice să zidești în vremuri de pandemie, nu există nicio răspundere contractuală, pentru că, na, e forță majoră și, practic, nu ai ce să comentezi. Și, na... Da, da. Mă gândeam,
ce faci în timpul ăsta? Adică ce plan? Ți-ai făcut un plan așa pentru pseudo-carantina asta? Adică, nu, nu mi-am făcut niciun plan pentru că la cum noi... Cum o să-ți petreci la noi e coronavirusul? La noi la firmă este business as usual, adică mergem la birou, lucrăm, cam aia e. Adică în afara faptului că ne dezinfectăm mai des pe mâini, nu se întâmplă nimic. Dar săptămâna asta, dar se poate modifica de la... Da, probabil că... Adică la podcastul de săptămâna viitoare o să vorbim cu totul altfel. La podcastul de săptămâna... Când mi-amintesc ultimul podcast pe care l-am făcut la coronavirus și ce atitudine aveam. Bă... Nu ne așteptam, trebuie să recunosc. Da, trebuie să recunosc că nu... Ce ai zis tu, că tu ai zis cu gura ta la microfonul ăla ce se întâmplă dacă în București sau în România o să fie 50 de cazuri, știi? Da, exact, și acum sunt 50 de cazuri. Și... Bine, dar nu sunt toate în București, sunt în toată țara. Nu, dar da, deci exact, mi-am amintesc că exact numărul de 50 de cazuri și dacă, adică știi care e norocul nostru? Că... Au avut oamenii timp un pic să se acomodeze cu gândul că dacă bubuia odată, atunci când, deci fix atunci când am vorbit despre chestia asta, dacă era panica care e acum, practic panica s-a dispersat așa, a fost așa în spike-uri, știi? Și lumea a cumpărat chestii de panică și atunci cumpără și acum. Dacă s-ar fi întâmplat toată panica asta odată și să fie și seriozitatea problemei de acum, atunci ar fi fost super nasol. Că deja acum dacă te duci în orice supermarket nu prea mai găsești nimic mâncabil. În special hârtie igienică. Special. De ce lumea, că asta m-am întrebat, am fost și weekendul ăsta la Timișoara și am fost întâlnit de la acolo și am văzut un cuplu de bătrâni care aveau 4 boxuri a câte nu știu. 50 de role de hârtie igienică. Bine, probabil duceau într-un sas sau ceva. Dar de ce lumea se duce spre hârtie? Înțeleg mâncare, chiar înțeleg. Da. Dar hârtie igienică, ai vreo... Vreun input. Bă, cumva... deci, înțeleg, fiat, hai să o luăm așa. Înțeleg că... într-o situație de criză de genul, încerci să eviți cât mai mult contactul cu lumea din exterior și să fii self-sufficient, autosuficient, așa. Am știut sufficient, dar bravo, man. Așa, ok, încerci să faci asta, să eviți cât mai mult contactul cu lumea de afară. Și te gândești, bă, care sunt chestiile de care am neapărat nevoie și fără de care nu pot să trăiesc ca să ajung la chestia asta. Și bă, ok, înțeleg că vrei o conservă, înțeleg, hai, nu înțeleg, dar înțeleg dacă vrei să-ți iei apă plată, whatever, că să nu bei de la robinet, să supraviețuiești corona și să faci alte prostii. Înțeleg, nu știu, să-ți iei chipsuri sau... Bă, dar hârtie igienică, să mori tu că nu poți să te duci direct la duș. Serios, adică, bă, ok, lau, adică mai ai un caiet pe acasă, un ziar, vorba aia. O invitație la nuntă. O invitație la nuntă, da. Mai ai... Se găsește. Da, mai ai o carte de teoria generală a dreptului. Mai ai... Cu ce se mai... Uite, de exemplu, vorba aia. Înțeleg că sunteți la București acum și, na, țeva de lux din aia. Poate e o chestie hipsterească, poate e o chestie de modă. Nu există hipsteresc la ăștia care au 60 de ani sau 40 sau whatever. Ai dreptate, da. Deși atent... Sunt foarte, foarte, foarte multe, multe soluții să eviți chestia asta și nu înțeleg, adică chiar nu vă nicio explicație. Poate s-au gândit că, bă, e acolo. Sau poate n-au, adică mă gândesc că persoanele peste 60 plus care cumpără hârtia, la un moment dat în viață n-au avut, știi, mă gândesc în timpul comunismului și acum... Instinctul primar ăla de animal. Știi care e faza? Știi care e faza? Să zicem că n-ai avut, că am crescut amândoi la țară. Da. Cine căcat se ducea pe câmp cu hârtie igienică? Luai o viță de vie, o foaie de brusture. Atenție,
unii dintre tovarășii mei se ștergeau cu gloduri la noi în limbajul oltenesc este știuletele de porumb care nu mai are porumb pe el. Nu mai are boabe de porumb. Nu mai are boabe. Am auzit că se zice fie știulete, fie whatever. Glod la noi e glod. La noi se zice glod, la ce rămâne după ce iei boabele de pe porumb. Și oamenii foloseau șmilgherul ăla ca să se șteargă. Era o chestie super contraintuitivă. Da, da, da. Dar cred că, nu știu, cred că funcționa, cred că râcâia bine. But anyway, ok, foloseai chestiile alea, știi? Dar în niciun moment nu erai, bă, ce blan ar fi să am hârtie igienică acum. Erai, da, frate, asta e treaba, natură, frumos, nu simțeai nevoia. Așa că nu înțeleg cum ar putea un om crescut pe vremea lui Ceaușescu, când, ok, nu era hârtie igienică, să fie atât de nehalit acum să aibă hârtie igienică. Știi, nu e ca și cum... Bă, da, păi au... tocmai pentru că e, adică eu mă gândesc invers, știi, pentru că n-ai avut la un moment dat acum da, mă, vrei să arăți. Da, eu voiam să zic că nici nu simțeai nevoia, adică ok, înțeleg că oamenii voiau să aibă portocale atunci pentru că simțeau nevoia de portocale sau whatever și acum și au foarte multe portocale, dar atunci nu simțeai nevoia atât de stringentă de hârtie igienică, până la urmă făceai duș cu apă rece. Da. Nu știu și e amuzant că au încercat, din câte am citit pe net, să o și returneze. Și asta nu s-a întâmplat doar în România, știi? Cumva e foarte reconfortant sentimentul ăsta că vezi că nu se întâmplă doar la noi această, adică toată isteria asta cu cumpăratul în masă a lucrurilor. Băi, asta cu proviziile nu este un sentiment uman doar. E, face parte din instinctul de conservare al tuturor, mă rog, poate nu tuturor, dar al multor specii. Adică da, da. Dacă îi dai unui hamster 3 nuci, o să și le bage pe toate în, în obraj și o să stea cu ele așa. Dar asta, bă, veverița adună nuci toată primăvara sau vara, sau când căcat cresc nuci, toamna cresc nucile, whatever. Na, e instinctul, gen... La fel și când oamenii noștri de pe vremuri prindeau elanul, îl tăiau, îl feliau, îl mâncau până se strica. Dar ce ne-a și diferențiat față de celelalte primari e și capacitatea asta de a mâna gratificarea, știi? Cumva dacă reușești să nu fii acaparat de tot creierul animalic, da, aia a ajutat progresul, știi? Ăsta a fost un factor foarte mare pentru progres, pentru că uite, tu vânai un mamut și nu-l mâncai pe tot ca prostul, îl conservai, știi? Păi nu prea îl conservai, că n-aveai frigider. Îl conservai, mă rog, cu metodele alea medievale sau începeai să-l trade-off, știi? Puneai sare pe el, îl băgai la... Și acum mă gândesc că na, folosești hârtie igienică ca moneda de schimb, știi? Cum era în lagăr naziste, moneda de schimb erau țigările, fie că fumai, fie că... Sau nu, aia... Da, așa e și în lagărele din ziua de azi. Ok, ne întoarcem după o defecțiune tehnică. So they say. Da, so they say. Da, unde rămâsesem? Despre ce vorbeam? Despre virus, nașpa, chestii. Chestii, da, hârtie igienică. Hârtie igienică, toate bune. Toate bune. Eu atât am avut. Ți s-au anulat, voiam să te întreb dacă ți s-au anulat ceva chestii, planuri, voiai să, nu știu, să vezi, la fotbal nu prea te uiți. Voiam să mă duc la niște piese de teatru și la filme. What a fag! What a fag! Piese de teatru la noi în casă. Și în rest nu prea, că nu prea mi-am făcut planuri. Dar pot să lucrez de acasă, în schimb, ceea ce nu prea îmi convine. Bă, am auzit asta cu... Adică, de fapt, cam toate corporațiile am văzut că au băgat chestia asta. Aproape toate, nu știu. Cel puțin în faza asta, la momentul actual. Deci am auzit păreri împărțite cu privire la munca de acasă. Care este problema ta cu munca de acasă, de exemplu? Problema mea e că nu am... toate condițiile să lucrez, știi, adică la muncă am două monitoare, aici am un laptop și na, e,
altceva când ești în... Mie îmi place biroul meu, nu știu cum sunt ceilalți, dar când mă duc la muncă, de obicei mă simt bine, știi că mai o caterincă, mai o glumă, pauza de prânz, o masă și a trecut ziua așa. La... Dacă lucrezi de acasă, nu poți nici să te relaxezi, adică îți vine să te relaxezi, îți vine să stai așa foarte chill și să-ți faci treburile tale pe care le-ai fi făcut în mod normal acasă. Dar apoi vezi dacă îți bipăie un chat sau un mail și deja intri într-o stare din aia care, în care nu ești obișnuit să fii, știi? Am înțeles. Deci și... cumva senzația de muncă, de productivitate și asta nu este compatibilă cu senzația de acasă și... Da, și, când, și după ce termin munca la 5 nu te simți atât de mult că ai terminat munca, știi? E o chestie super dubioasă, știi? Că, bine, te simți să dai seama relaxat, dar nu știu, e, ai lucrat atât de acasă? Cred că am lucrat odată, că eram răcit. Da, dar nu e, nu e combinație. Mie nu-mi place. Poate sunt unii care sunt obișnuiți păi să... Păi și nu ți se pare că gen drumul până la muncă și înapoi că-l salvezi, nu ți se pare un avantaj? Acum, poate sunt eu mai dubios, dar drumul la muncă e parte dintr-o rutină din asta zilnică. Eu ascult de obicei ceva, na, mai vezi o tâmpenie care se întâmplă la metrou... Dacă e frumos afară, te uiți la vreo fată. Adică și de ce e... nu te duci, de exemplu, să lucrezi într-un Starbucks, ca orice hipster care se respectă? Pentru că nu sunt un hipster care mă respect. Care se respectă. Am înțeles. Și care pentru parte? Că nici nu, eu nu, nici nu am genul de job care îți permite să faci... Mă gândesc că ăștia care lucrează în Starbucks au proiectele lor, sunt pseudo-freelanceri. Pseudo-freelanceri? Sunt... Păi ori ești freelancer, ori nu. Adică păi... pseudo-freelancerii sunt șomeri. Moroles, da. Nu știu. Și, adică eu trebuie să fiu la birou, pentru că tot timpul trebuie să fie cineva conectat acolo și nu, nu lucrez pe productivitate, știi? Lucrez pe problema care apare, știi? Ai... Trebuie să rezolv chestia aia. Da. Așa dacă aș fi, nu știu, dacă aș avea un proiect de făcut, mi-ar plăcea să mă duc să lucrez într-un Gloria Jeans, să zic, să nu zic Starbucks. Să te duci tu cu, cu laptopul tău și cu cafeluța și să scrii roman, da, sau ce ați scris tu ca Brian din Family Guy. Da, 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 să fac asta. Asta, da, nu... Nu. Nu-mi place. Ți-am zis, nu știu, cred că ăștia care au meeting-uri mult suferă, pentru că na, trebuie să le țină pe Skype, să practic trebuie să fie de la brâu în sus în cămașă sau, mă rog, în ceva casual și de la picioare și se vede șlapi. Se vede jegul din casă. Se vede, da, sau curățenie excesivă, știi? Dacă curățenie ești, excesivă, ce aș vrea să fie și la noi așa. Să fie... mizerabil de curat. Să fie... Hai că nu trebuie să dăm din casă acum. Să fie josnic de lună peste tot. Așa, și în rest nu, nu mi s-au anulat mare, mare lucru. Bă, deci fii atent. Ție ce, ce în afară de chestia asta, ce ți s-a mai anulat? Deci, Champions League. Cancelled. A, da. A, Khabib ăla cu... Khabib și cu Tony Ferguson deocamdată sunt încă... încă on. Vreau și să mă uit. Probabil că o să, în cel mai rău caz, o să se bată cu porțile închise, dar nu văd cum ar putea să anuleze evenimentul ăla a cincea oară. Mamă, și o să se audă sunetul curat pe foaie. Da, nu m-am gândit niciodată la asta. Că de obicei sunetul de pum luat în Mac, mă gândesc că e acoperit de comentat, bine, da, de, da, de mulțime, public, de... Da, o să se audă audio mult mai bine, o să fie Joe Rogan acolo cu ei. Poate o să fie un nou trend chestia asta, o să, o să prindă la public, plecați. Bă, nu știu cât de tare o să prindă la public, că gen, oricum ei făceau câteva milioane de dolari bune de, pe, da, de la attendance, de la oamenii de pe acolo, deci nu, nu cred că o să... Da. Dar oricum o să fie interesant. Așa, continuă. Așa, ce mi s-a mai anulat? Deci mi s-a anulat cel puțin două plecări, una în Viena și una în Trier. Sper să nu se anuleze și gen la vară festivalurile și astea, că deja mi-am luat cazare și bilet pentru Novi Sad, pentru Exit. Aha, aha. Nu cred că se ajunge până la vară, în ce lună? Iulie. Bă, nu se știe dacă... Nu se știe. Da, e s-ar... la limit acolo. E... Ma. Și apropo, gen, când o să mă duc la festivalul ăsta care este în Serbia...
mă duc primele două zile la festival și după aia trebuie să mă duc în Timișoara la nuntă la Bobo. Aha. Și după aia trebuie să mă întorc la festival. Și gen între Timișoara și Novi Sad, cred că e, faci cam două ore cu mașina. Ah, soft. Da, okay. Trebuie să conving pe cineva să mă duc. Da. Da, o să fie interesant. Că faza că se anulează foarte, foarte multe chestii, nu se mai țin, gen party-uri în weekend, nu mai sunt, nu știu dacă se mai face club pe undeva. Ăștia pe care, adică în expirat, sigur, numai că am văzut că au scris ceva. Mm-hmm. Stand-up nu se mai face. În schimb, se cântă manele. Se cântă? Deci Maria și Ion, regie, fac evenimente cu maxim 100 de persoane. Ca și cum fie vorba între noi. Ca și cum orică sunt 100, orică sunt 300, 250... tot același aer, tot aceeași chestie. Parcă dacă mă duc să dansez că pe ringul de dans, pe whatever acolo, tot 50 de oameni sunt tot timpul maxim. E că ăia care sunt, oamenii ăia care sunt expansivi și fac mult scandal, fac multă zarvă, da. Ăia oricum o să fie aceia și o să fie prezenți acolo și o să se îmbolnăvească între ei. Da, dar vezi, nevoia de a petrece mai... Bă, nevoia de... Bă, mă lași, bă, frate, când e vorba, cine stă de... Deci la manele e mai pregnantă chestia asta, știi? Nu e adevărat, în primul rând, dar fii atent. De ce, mă? Păi atunci de ce încă se, fac, încă se face chestia asta și se anulează toate concertele și... Pentru că ăștia de la Maria și eu nu au nevoie de bani. Ah. Bă, e faza că, bă, e faza că, nu, dar e faza că oamenii au zis că, bă, facem cu 100 de persoane maxim și încearcă să se țină de chestia asta. Dar nu poți să faci alte evenimente cu 100 de persoane, cred. Băi, dar vreau să te întreb ceva, cum am venit chestia asta. Deci am vorbit, a fost super deprimat. Cine crezi că câștigă? Mă gândesc de câteva zile la chestia asta. Cine poate câștiga, cine poate profita de pe situația asta, știi? Păi fix, fix, adică, despre chestia asta, fix despre chestia asta trebuia să vorbesc cu tovarășul Vlaston, care trebuia să vină azi. A, am fost odată aici, Vlaston. Da, am mai fost. Deci, salut, Vlaston. Salut. Vezi, te-am trecut absent. Așa. Păi cine poate câștiga? În primul rând am înțeles că au scris, adică, au scris o mizerie de carte despre coronavirus. Da, adică o fițuică, au scris o fițuică efectiv în două săptămâni sau ceva de când a apărut chestia asta și au pus-o pe Amazon cu $5. Și s-a... Au făcut milioane. Foai de cap. Just like that. Just like that. Și era, adică, mă rog, era singura carte despre coronavirus available și era o fițuică, era o broșură. O broșurică. O broșurică, $5, milioane de vânzări. Bun, gata, am făcut bani din scris. Cred că au, cred like că au strecurat și un pula mea prin cartea aia. La cred că au strecurat și un v-am făcut-o, frerilor, gen, luați-o pe asta. Așa, bun, asta e un mic exemplu, să nu mai zic de ăștia care... Fabrică măști, fabrică dezinfectanți, săpun, tot bine, săpun, hârtie igienică. Hârtie igienică. Ăștia sunt oamenii care au profitat. Dar eu mă gândeam la o chestie mai așa, mai la nivel de cotidian, la nivel de local business, la nivel de om care acum poate să-și îndeplinească visele, știi, genul ăla de... afacere așa mai mică, nu știu. Nu știu, frate, să-ți faci un... Adică dacă treaba se împute foarte rău, să-ți faci un serviciu din ăsta de curierat. Bun. Dar am văzut că, uite, sunt unii care strică business și am văzut că unii se anunță că a, nu mă numesc nu știu cum și dacă sunteți bătrâni și nu vă puteți duce la magazin, mă duc eu pentru voi gratis. Pustriști. Gratis? Gratis. Bun, ce fac ăștia? Da, uite, strică capitalismul, what the fuck. Vreți voi să ajutați. Da, mă, și legat de asta cu evenimentele, bă, chestia e că un 2% rată de mortalitate și aia dacă iei virusul, bă, ți-a sun, frate, pentru o manea ca lumea, live, cântată frumos la urechea ta, că vorba aia, dacă sunt 100 de oameni acolo, deci tu te duci, automat asta te simți mai important. Bă,
în vremurile astea de restriște. Tot nu să stai în casă, frate. Și bă, fii atent. Read the book. Dacă stai în casă, nu stai în casă singur, corect? Nu, păi uite-te la noi. Da, că trebuie să plătească ceva și chiria, da. Lasă asta, gen. Avem 3 camere aici. Avem un spațiu ăsta uriaș în care ținem studioul. Este prea mare pentru 2 persoane. Adică dacă, și dacă stăm în casă, tot se adună 70 oameni aici. Se adună. Și ăia care intrau, intra și ei, dar rândul lor cu sute de persoane în contact și asta și asta și asta. Deci risc cu tot e, frate. Adică fie că stai aici și cu alți 7 oameni, fie că te duci la Maria și Ion, la Manele, mi se pare că riscurile sunt comparabile. Așa că până la urmă, YOLO, pentru că fii atent. Din ce citesc, aud, văd, consensul este că n-ai cum să oprești chestia asta. Adică, ok, să zicem că te speli pe mâini și nu-ți atingi fața cum fac eu acum. Mi se pare că diminuezi cumva riscul de a lua virusul de la 50% la 45%. Zic așa, numere care îmi vin. Adică dacă într-adevăr virusul se propagă inclusiv prin aerul respirat. Mm-hmm. Adică au făcut ăștia whatever, studii, reconstituiri, whatever, și au observat că oamenii care erau în același tramvai sau ce era ăla cu pacientul zero sau cu unul dintre primii pacienți au luat și ăia prin aerul respirat. Mm-hmm. Așa că asta cu spală-te pe mâini, da, ajută. Nu poți să zici că este egală cu zero. Dar nu cred că este aptă să schimbe atât de mult problema. Mi se pare că până la urmă e tot... Asta e chestia. Ideea e că măsurile principale ar fi fost cu asta, să stai în casă și să nu te mai vizitezi cu, da, cu nimeni. Știi? Da. Adică aia chiar ar avea efect. Știi? Da, da. Din momentul ăla să nu faci decât minim, dar nimeni nu o să facă chestia asta. Nimeni nu o să facă chestia asta. Plus că noi acum am putea să avem virusul deja în noi. Da. Dar fii atent, să zic că, bine, na, ai văzut și tu la Joe Rogan, dar zic pentru ăștia. Chestie interesantă, că a fost un băiat la Joe Rogan acum care, mă rog, e foarte... Cel mai specialist pe infecții. Cel mai specialist, exact, pe infecții. Și a zis niște chestii interesante, că se pare că ăsta, coronavirusul ăsta, atacă în principal... oamenii vulnerabili care au un sistem imunitar scăzut și sunt și așa pe ducă. Și a comparat rata de mortalitate a virusului ăsta de acum, care e undeva pe la 2%, cu gripa, febra spaniolă. Spaniolă, cum se... da, din, cred, da, de la începutul cum secolului. Cum îi zice? Spanish flu. Flu cum se traduce? Răceală. Gripă. Mă rog, cu Spanish flu, care a rupt în două America de Sud acum câteva sute de ani. Și e că, nu știu, lumea când aude de Spanish flu și astea, se gândește la o chestie care a ras 70%, 80% din populația Native Americans, de indienii americani. Cu toate astea, virusul ăla nu era cu mult mai puternic decât ăsta. Virusul ăla avea cumva o rată de mortalitate de undeva la 3%. Deci nu foarte mare diferența dintre ce se întâmplă la noi acum. Chestia perversă la ăla e că el funcționa altfel. Virusul ăla era atât de spectaculos că îi ataca pe ăștia care din contră aveau un sistem imunitar mai puternic. Și făcea cumva să activa sistemul imunitar într-un fel, împotriva lui. Într-un fel încât îți ataca corpul, știi? Da, ca într-o boală, uite, autoimună. Da, 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 da. Deci activa chestia aia și dacă aveai, cu cât aveai sistemul imunitar mai bun, probabil, cu atât era mai nasol pentru tine. Și a afecta fix bărbații care erau în putere și femeile gravide, pentru că se pare femeile gravide au un sistem imunitar mai puternic, pentru că intră într-o stare din asta, în care trebuie să-și protejeze creația.
Da, și din cauza asta, na, omorând femeile gravide și bărbații în putere, este cea mai bună rețetă să decimeze o populație. Da. Și cumva, și faza e că probabil dacă un virus precum ăsta, Spanish Flu, s-ar fi întâmplat în zilele noastre, rezultatul ar fi fost cam același, pentru că durează foarte mult până dezvolți un vaccin apt. Adică noi am avut noroc că noi ăștia doi, am avut noroc că virusul ăsta care a apărut în 2020 atacă doar persoanele vulnerabile. Băi, pentru că, pe de-o parte, am conștientizat cât de grav poate să fie o pandemie de genul și acum probabil că se va investi mai mult în cercetare, chestii, bla 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 bla. Și pe viitor poate să fie ok. Și cel mai interesant, din punctul meu de vedere, e faptul că le spune multor oameni că, bă, nu luați totul de-a gata, știi? Adică toată starea aia de aparent echilibru, știi, în care trăiam înainte de apariția pandemiei ăsta, era, bă, până la urmă viața merge, știi? Ce faci? Ai un job, o să găsești un tip sau un tip, nu știu ce, trăiești. Să-mi dea Dumnezeu sănătate. Exact. O să fii ok până la urmă. Trebuie să faci cumva să te descurci până când mori, știi? Când de fapt nu e așa, știi? Poate că lucrurile să vină mult mai repede, știi? Asta nasoale, știi? Da, și sau asta... poate că moare bunică, dar și îți lasă casa. Tot rău spre bine. Sau asta, tot timpul e și o alternativă. Da. Și în această notă de optimism încheiem acest episod din Casual Friday Podcast post-apocaliptic. Pa! Pa.